Bun găsit, prieteni! Nu știu dacă vouă vi se întâmplă lucrul ăsta, dar atunci când este viața mai agitată și când ai mai multe lucruri de făcut, începe școala copiilor, schimbări de tot felul, nu știu, casa, te muți dintr-un loc în altul, multă agitație și muncă și o perioadă cu tot felul de probleme și presiuni din toate părțile, atunci te gândești cum să-ți faci, cum poți să-ți faci viața mai ușoară. Și sigur că nu poți să renunți la provocările care, pe care le ai în momentul ăla, responsabilitățile în primul și în primul rând, la treburile pe care le ai de făcut, pentru că te afli cumva în fața faptului împlinit în care ele nu le poți preveni. Ei bine, am citit, chiar mă interesa cum aș putea să-mi fac viața mai ușoară și, în general, cum să ne putem face viața mai ușoară. Și așa, niște sfaturi generale, nu cum să-ți faci viața mai ușoară la serviciu sau acasă sau în mașină sau pe drum sau la diferite sfaturi pentru anumite domenii, ci la modul general. Și am găsit așa, am citit mai multe articole, mai multe sfaturi de la psihologi sau pur și simplu experiențe de viață ale diferitelor persoane. În primul și în primul rând, trebuie să-ți dorești să-ți faci viața mai ușoară. În primul rând, trebuie să existe această motivație, să fii conștient de faptul că ai o viață destul de grea și că trebuie să devină mai simplă. Trebuie să conștientizezi și să îți dorești să faci lucrul ăsta. Practic, este vorba despre dorința de schimbare, cu care mulți dintre noi nu suntem foarte buni prieteni, nu ne place schimbarea, chiar dacă ar putea pe viitor să ne aducă niște beneficii, să ne facă viața mai simplă, să avem mai puține lucruri de făcut, să fim mai fericiți. Pe de o parte. Pe de altă parte, pasul 2, trebuie să identificăm obiceiurile nesănătoase, lucrurile care ne împovărează foarte mult, cele care nu ne plac și la care putem renunța sau le putem îmbunătăți. Apoi, printre acestea ni se recomandă să ne trezim, ar fi niște sfaturi de viață, să ne trezim mai devreme și de aceea trebuie să ne culcăm mai devreme, asta în cazul în care și serviciul ne permite, programul și așa mai departe. Să fim pozitivi și să fim recunoscători pentru ceea ce avem. Da, sigur, asta este un sfat așa, e mai să fie bine ca să nu fie rău. Dar dacă ar fi să privim în profunzime, am putea să tragem un învățământ din asta. Și anume faptul că avem cu toții lucruri bune care ni se întâmplă sau care ni s-au întâmplat în viață. Trebuie doar să fim conștienți de ele, să le exploatăm și să le vedem de fiecare dată în așa fel încât să putem să ne aducem acel minim de energie pozitivă care să ne poată să ne dea un boost pentru problemele viitoare și pentru provocările viitoare. Ni se mai recomandă să închidem telefonul când avem ceva important. Mi se pare un sfat destul de greu de pus în practică, nu mi se pare atât de important. Foarte, foarte important și l-aș pune printre primele locuri este nevoia de a face sport. Există în fiecare dintre noi, chiar dacă stând frumos în canapea sau dimineața bându-ne cafeaua, nu simțim această nevoie, corpul nostru are nevoie de sport și veți vedea că în momentul în care veți face zilnic sport va deveni o dependență, pentru că este dependența de bine, de ceva care îți face bine și o simți atât fizic cât și pe plan psihic. Este important să ne dorim să învățăm ceva nou în fiecare zi. Monotonia poate pentru unii să fie un lucru bun, să-l prefere, poate pentru alții nu, dar atât pentru cei care sunt reticenți la schimbare și doresc mereu să facă același lucru, cât și pentru ceilalți care sunt mai degrabă atrași de lucrurile noi, de activitățile noi zilnice, este foarte important să învețe în fiecare zi ceva nou. Și de asemenea, în situația în care ne-am pus toată energia spre a ne schimba pe o perioadă mai lungă de timp, am identificat obiceiurile proaste și am încercat să le schimbăm,
Am făcut lucrul ăsta pe perioada mai lungă de timp și nu am reușit. E important să cerem ajutor și, în general, e important să îți admiți limitele și să ceri ajutor unui prieten, cuiva apropiat, chiar dacă obișnuim să ne izolăm cumva de lume, mai ales în ultima perioadă în care ne este mai la îndemână și ne cufundăm poate în muncă, lucrând și de acasă, ne izolăm de lume, de oameni, ne îndepărtăm de prieteni, avem nevoie de ei și un telefon la un moment dat cu o cerere de ajutor poate să fie chiar o invitație plăcută. Astea ar fi câteva sfaturi pentru a ne face, am avut eu la un moment dat dorința de a da un search pe Google pentru a încerca să ne facem viața mai ușoară. Mâine dimineață ne revedem!